Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, oameni buni, filmăm primul clip din 2022. Era să zic 2021, mamă ce... Astăzi filmăm primul clip din 2022 și în premieră avem... Ia uite așa. M-a luat șoc, am și ceva mișto. Cam ăsta e singurul lucru cu care mă pot lăuda. Salutare, internet! Au, mamă, ce-am dat. Astăzi, oameni buni, filmăm primul clip din 2022. Nu mă întrebați ce e cu mine, am băut de dimineață o cafea, am meditat vreo 4 ore până acum și acum am așa o energie și un vibe și un chip de filmat de. Bine să mă dau cu caput de microfonul ăsta. Dar o să stau cu minte pentru că astăzi trebuie să citim comentarii la care nu am răspuns sau la care am răspuns fugitiv și care merită un răspuns și merită un video neapărat pentru că efectiv, comentariile astea mi-au rămas în minte și în inimă și în suflet și am zis, nu frate, trebuie să fac un video neapărat să detaliez și să răspund pe rar pentru că sunt prea bland. Înainte să începem acest episod, știu că deja m-am lungit cu intro, dar treceți peste asta, vă aș ruga să apăsați și voi pe butonul de like și să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o. Hai să dăm drum la treabă că deja m-am lungit și cred că o să și ieșesc de pe videoclip dacă mai vorbesc mult și fără sens și nu trec direct la treabă. Începem cu primul comentariu, care este de la Gheorghiță 1 și care spune: dacă se suia vreun câine de remorcă, așa se direct băgai. Da, este vorba despre clipul cu tractorul Same Vlog-ul, episodul numărul 7, mi se pare, dacă nu mă înșel. Și da, poți să știi că atunci chiar m-am speriat rău de tot și dacă băgam a șasea, dar a treia la mare sigur at băgam, mă rog, e aceeași chestie. Următorul comentariu este de la fermierul Nicolae și ne spune: eu ar prima brazdă fără 4x4 și 1 la mare. Păi da, dacă ar la 15 cm, da. La care vine Alin cu răspunsul: iau un 4x5 DT și numai cu a patra nu țin cont și am terenuri grele. Nu știu ce terenuri ai tu, dar eu îți spun că terenul meu n-ai cum să-l ar fără 4x4, mai ales toamna. Mai departe avem un comentariu de la domnul Florin și cred că o stat să se gândească mult ca să scrie asta. Dar vreți să începem? Hai să începem. Da, aroganță și tupeu maxim. Să vorbești așa cu ai tăi, trist dar adevărat în zilele noastre în România. În primul și în primul rând, ca să iau comentariul așa pe părți, bunicul și cu tata iau să regleze plugul pentru o anumită adâncime. Anul trecut, practic, cum ar veni, am zis hai să arăm mai adânc, să omorâm toate burenile, să facem arătură mai adâncă, să vedem, poate o să avem producție mai mare anul ăsta. Tractorul nu-i gândit ca să are adânc și de-aia trăgea atât de greu și patina și se ducea în toate lăturile pentru că era arătura foarte adâncă. Ei știau să are doar la adâncime mică, la 18-20, maxim 25 cm. Însă normal că nu poți trei oameni să reglezi un plug și de-aia eu mă certam cu ai mei și au ieșit tot circula. Tu îi spui la taică că habar n-are, dar dintre voi doi niciunul nu are habar. Mai bine lăsai pe bătrânul să regleze plugul cum trebuia și apoi să dea adâncime cum vrea stropinela ta. Nu-ți băteai joc de tractorul cu fața cuplată și trei pe mic și așa abia ducea pentru că nu mergea plugul drept după tractor. Păi normal că nu merge plugul drept dacă e pământul rutos și patinează roții. Clar că roata care nu o să aibă aderență patinează și învârte tractorul. Și e logic chestia asta. Dar recunosc că asta a fost greșeala mea, că eu am fost venit cu ideea să facem arătură mai adâncă. Dacă la plugul două brațe prinzi urechile și e exagerat de ușor să reglezi, da la PP4 ce faci, prietene? Păi e exact aceeași chestie și la PP4 și la PP3 sau la oricare plug în trei brațe, ce-i faci? Știi câte reglaje un plug la carte? Nu știi. Nu știi. Știi doar să te măscărești și atât. Am văzut ce fel de om ești, doar gura și atât. În primul și în primul rând se cheamă Tractor Vlog. N-am încercat să dau lecții altora cum se reglează plugul și așa. Ideea a fost de caterincă, de comic, de amuzament. Că puteam să las toate 3 ore de filmare, cum am arat tot și să nu las părțile amuzante să le tai. Și să las doar ce a fost tehnic. Dar n-am vrut să iasă chestia asta pentru că eu fac divertisment. Mă rog, poate unii nu agrează felul meu de acest fel de divertisment, dar na. Unii îl agrează și cei care nu îl agrează să nu se mai uite, simplu. Să nu te aud că ai cuplat fața și ai mers cu trei pe mic pentru că era mare că îți dau și două palme. La ce teren acolo trebuia să te joci. Da, frate, că tu știi ce teren am eu aici, ai venit, ai pus mâna pe el, l-ai simțit, ai lucrat tu, toată ziua ai lucrat aici la noi. Plugul ăla trebuia să deseneze, dar cine să regleze plugul? Așa că hai să omorâm tractorul și ce o ieși, o ieși. Ideea nu a fost să omorâm tractorul, ideea a fost să vedem dacă putem să facem arătura mai adâncă. Și după ce ne-am dat seama că nu putem să facem arătura adâncă pentru că e terenul foarte ud și pământul, e terenul ud, e pământul moale și nu avem
cum să facem arătură mai adâncă, l-am încercat să reglăm înapoi, dar normal că n-am mai știut. Alt comentariu foarte, foarte interesant. Merge foarte frumos motorul, iar fum o să scoată până seara toate rezidurile din motor și eșapament. Deci, în primul și primul rând, motorul nu scoate fum din cauza că are reziduri și motor și eșapament. Scoate fum din cauza că simeringurile de la supape nu au fost schimbate de 20 și ceva de ani. Deci, vă gândiți în 20 de ani cam ciucul ăla cât de mult o îmbătrânit și pe acolo scapă ulei și intră ulei în cilindru și uleiul ăla e ars și dat afară. Mai avem un comentariu aici foarte drăguț de la Alexandru Hâncu. Cred că este un moldovean sau ceva, că văd că e un pic hater. Cum puteți să lucrați cu așa tractoare, anume cu UTB? Sunt din Moldova și chiar îmi este interesant. Ia uzi exprimare. De ce nu cumpărați niște tractoare normale? De ce nu cumpărați tractoare Belarus? Belarusurile sunt niște tractoare foarte bune și comparativ cu un UTB, un Belarus MTZ80 este mai puternic, dar și mai simpatic și mai manevrabil. În primul și în primul rând, UTB-ul e moștenire de familie. Și nu o să-l vând, cel puțin eu nu o să-l vând niciodată și o să rămân aici, indiferent cât consumă, cât fum scoate, cât impozit trebuie să plătesc pentru el, rămâne aici și o să-l folosesc până nu mai poate. Și când o să mai poată, îl desfac, îi segmentez motorul și de la capăt. Nu dau UTB-ul pentru nimic, nu? Din trei motive. 1. A fost tractorul cu care eu am copilărit și pe care eu am învățat să conduc. 2. E foarte fiabil și nu trebuie să bagi bani în el și are un sunet specific care mă unge pe suflet. Și 3, fiecare jurb în parte știu care, unde e și ce se întâmplă cu el. Și dacă ar fi să se strice ceva la el, aș ști să repar și n-aș sta să-mi bat capul, să caut pe internet tutoriale și așa mai departe. De ce nu cumpărați tractoare Belarus? Pentru că nu-mi plac toate tractoarele Belarus. Am crescut cu UTB, m-am învățat pe UTB, știu cum funcționează UTB-ul, știu tot ce trebuie despre UTB, n-am nevoie de alt tractor, simplu. Da, într-adevăr, Belarusul e mai puternic, dar n-am nevoie de tractor mai puternic, pentru că eu îl folosesc UTB-ul strict la mine în grădină și poate din când în când pe la vecini. Și atât. Și manevrabil, n-am nevoie de manevrabilitate pentru că am aici forță, n-am nevoie de servo, n-am nevoie de cablu și de conducte atârnate pe sub el, să mai am grijă că vai, vezi, Doamne, că dacă încurge din servo, că nu merge servo, nu, n-am nevoie, pot să trec și fără, e ok. Eu sunt pe modă veche. Îți bate volanta la relanti. Manuel Constantin a observat faptul că la relanti se aude o bătaie. Bătaia nu e de la volantă, este din cutia de viteze. Problema cu axul principal, dacă nu mă înșel, e ceva rulment, un rulment care e gripat și practic ăla bate, nu știu. În momentul în care apăs ambreiajul nu se mai aude sunetul ăla, când stă la relanti pe neutru. Deci nu e de la volantă, e din cutie. Se vede cum te trage de spate pentru că nu e plugul reglat bine. Nu mă trage de spate pentru că nu e plugul reglat bine, mă trage de spate pentru că o roată are aderență și una nu și se creează acel fenomen de virare. La fel ca și când tu iei curba și roțile nu mai stau așa, stau așa și roata asta are mai multă aderență decât roata asta și normal că o trage spre stânga și normal că se trage într-o parte. Care dacă schimbați uleiul și puneați puțin ulei la fiecare bujie. Ăsta e comentariul la clipul cu Dacia, când a pornit Dacia, de la Android for Free, să vă dați seama. Android for Free, tată... Să pun puțin ulei la fiecare bujie. La fiecare bujie, așa. Dacă pun ulei la bujie, ce? Pornește mai repede sau care faza? Un umplu de ulei și scoate un fum de... Nu mai văd om pe persoană sau care faza? N-am înțeles să pot sta. E ok, trecem pe. Cam prea multă aroganță la vârsta ta. Dacă lăsai pe bunicul, ți-l legra sigur, dar ție nu-ți place să zică nimeni nimic. În rest, frumos video, sper să sunteți superi. Florian Indrei, mersi pentru... pentru apreciere. Da, recunosc. Sunt un băiat mai rebel. Nu-mi place să-mi spună mie oamenii ce să fac. Îmi place să fac lucrurile așa cum vreau eu să le fac. Și da, n-am vrut să las pe bunicul să-mi reglez. Am vrut să reglez eu ca să mă învăț și eu. Pentru că vorba aia, dacă nu încerci, n-ai cum să înveți. Bă, da, te știi să mori eu mai mult e gura de tine. Adevărul e că da, nu le știu nicio pe toate, nu cunosc toate, mai am multe de învățat, recunosc, am greșit de câteva ori și cu arătură, da, într-adevăr, nu mi-a ieșit reglajul din prim. La un moment dat, dacă vă uitați atent, o să vedeți că brazele ieșau perfect drept. La un moment dat, taică-miu, nu știu de ce a vrut el, s-a băgat pe acolo și a văzut că nu are plugul cum trebuie, că ia prea mult dintr-o brază și mai puțin intrată și eu l-a stricat și după aia iar a trebuit, după două braze, să mă opresc să reglez din nou și normal că de acolo nu a mai ieșit cum trebuie arătura pentru că a început să fugă tractorul din cauza că tata a umblat în reglaj din nou. Da, în fine, asta e partea a doua, o să fac clip special în care o să explic care a fost treaba cu arătura. Luca Araluc, tractoriștii lupește. Eu nu s-a lupește, eu s-a luat lui Sandriț, așa am zis în sat, deci nu s-a lupește. Și acum am lăsat pentru final niște comentarii foarte, foarte mișto, chiar o mică ceartă între
între doi oameni pe aici, între Adrian George și ceva chinezoi, că n-are alt nume, văd min ce se pare pe aici. Ești paralel, vorbești mult, nu asculți. Și la care eu i-am dat răspunsul, defect profesional, domnule. Asta sunt eu, recunosc, vorbesc mult, ăsta ardelean, na. Și la care vine Adrian George cu răspunsul. Și te-ai trezit un mare expert peste noapte să vii să dai sfaturi. Dacă nu-ți convine, du-te și te uite la altceva interesant. Adrian, ești top. Și la care chinezoiul nostru răspunde: mă, cine te-a băgat în seamă? De fapt, cine ești tu? Văd că ți-ai făcut cont recent ca să-mi răspunzi mie. La care Adrian George: auzi, cu numele ăsta nici nu îndrăzeam să mă accesez vreodată YouTube. Ai făcut țara de risc cu numele ăsta și mai vii tu cu expresie de care nici măcar nu dețin pantaloni deocamdată. Râmă mică, ai în pantaloni. Copile, stai jos că ești prost. Mai bagă nasul alfabetul limbii române. Că l-ai încărcat cu cel japonez, nu te mai dai Yang. Și la care avem... la care eu am dat răspuns că clipul era la Caterinca cu Dacia. Adică nu a fost un clip cum să pornești Dacia, am zis pornim Dacia. N-am zis că așa se pornește, n-am zis că nu așa. Am zis că pornim Dacia, experimentăm să vedem ce se întâmplă. Și la care vine domnul Yang cu răspunsul de, cred că 1, 2, 3, 4, 5... Cred că 9 rânduri are răspunsul. Adrian George, scuze-mă pe mine că am făcut țara de râs. Nu știam că e o mare influencer cu 300 de views. Fiind să rectific, o lună mai târziu are 1300 de vizionări, așa că gura mică. Și faptul că te legi de numele meu nu are nicio legătură cu ce am spus mai sus. Așa că vezi de treaba ta și mi-l sugi și tu și ăsta de a făcut clipul cu omul cam are față de retard. Bă, dacă tu consideri că eu am fost de retard, nu știu, eu m-am uitat azi dimineața în oglindă, arăt destul de ok, nu prea am fost de retard. Într-adevăr, părul nu prea am stat astăzi, dar na, am încercat să-l fac, dar nu prea stă, dar îl lăsăm așa. Ca să știi să-ți dai seama cât e de prost, spune că la un moment dat că mama iese fum din de la culbutori. Cred că s-au încins că nu au ulei. Păi am zis-o la Caterin, că n-am spus-o că asta era verdictul și că aia a fost replică zisă la Caterin, că dar na, în fine, n-am cu cine oricum. Deci, aici îți dai seama cât e de mecanic omul și el știe. Și mai sunt faze în care el nu poate deosebi uleiul de benzină. Serios? Ești pe bune? Uleiul ăla normal că miroase benzină, motorul acela nu mai are segment și scapă benzină în carter, dar ce să faci când nici tasul care nu are nicio legătură cu mecanica degeaba a avut Dacia? Inițial, eu când am văzut pata aia sub mașină, am zis, bă, ăla-i sigur ulei. După care, când am luat și am mirosit, am simțit miros de benzină și m-am gândit, bă, o fi ulei, o fi benzină, mă gândeam, benzina n-are cum să fie neagră, dar am zis, bă, asta e benzină, la Caterinca. La clipul cu Dacia, la momentul când el a scris comentariul, avea 300 de views, da? Dacă dăm aici la vizibilitate public și dacă dăm la vizionări, punem 1000, bam, ce să vezi, ia uite clipul cu Dacia. La momentul actual are nici mai mult, nici mai puțin de, ia să vedem, opa, 1300 de vizualizări, țeapă, degeaba a avut Dacia, fix degeaba. La un moment dat zice și profesorul ăsta, nu mai dă la pompă, nu mai dă la pompă că se neacă. Tata când a zis că nu mai dă la pompă că se neacă, s-a gândit că, bă, o fi prea multă benzină și de aia nu pornește și că se vedea pe bujie că era udă, dar nu era udă din cauza benzinei, era udă ea. Am zis, hai să o pornim să vedem dacă merge, dacă săturează, dacă e ok și atât. N-am avut alte intenții și ca să filmez, n-am avut alte intenții, dar în fine, cui să explici. Eu de chestiile astea mă leg, dar numai informații eronate. Dacia 1310 din 1995. Mașinile cu faruri rotunde s-au fabricat numai până în 1991, dar el știe. Este ultimul răspuns de la mine. Tu, Adrian, fă ceva cu viața ta și tu, Emiluț, rămâi la bicicletă că nu e de tine mecanic. Cea mai simplă mecanică și pe ea nu o poți stăpâni. Ideea nu a fost să arătăm YouTube-ului cum se pornește Dacia. A fost un clip la Caterin în care am arătat cum pornim noi Dacia și dacă pornește Dacia. Vedem ce mai zice. Adrian, fă ceva cu viața ta. Păi eu, sincer să spun, nu știu dacă... S-ar putea ca tata să fi făcut mai multe în viață decât ai făcut tu, domnule Yang, care te-ai gândit să comentezi, pentru că are și familie, și copil, și o casă, și nevastă, și are destul de multe. Și eu zic că e destul de fericit. Tu, Emiluț, rămâi la bicicletă că nu e de tine mecanica, cea mai simplă mecanică și pe aia nu o poți stăpâni. Da, frate, eu nu pot stăpâni mecanica de bicicletă, nu e ca și cum eu m-am reparat singur toate bicicletele, mă rog, la unele...
la uneori mi-am mai cerut și ajutorul taică-miu pentru că nu poți să repari tot timpul o bicicletă singur, mai ales cu unelte și cu chei simple și fără scule speciale sau fără standard sau așa, dar 90% din cazuri mi-am reparat singur bicicleta și merge și merg în fiecare zi cu ea cel puțin 10 km la liceu și înapoi și nu știu care știe mai bine mecanică sau care nu știe mai bine mecanică. Deci nu-i de mine mecanica, dar nu. Nu-i de mine mecanica, nu, chiar nu e. Da, oameni buni, cam atât ar fi și cu aceste comentarii. Când nu v-a plăcut, puteți să-mi dați dislike, oricum nu se mai controlizează numărul de dislike-uri, oricum creează engagement foarte mare la videoclip și YouTube-ul recomandă mai departe. La fel, dacă scrieți comentarii de hate, YouTube-ul recomandă mai departe. Deci, pentru mine nu e nicio pierdere. Singura pierdere ar fi să nu vă mai uitați. Deci, dar oricum, dacă nu vă place, nu vă uitați. Deci, problema voastră. Eu am fost Emi, eu vă doresc toate cele bune și noi desigur ne vedem data viitoare. Bye, bye!